O zi obișnuită într-o clinică de terapie pentru copii cu vârste până la 8-9 ani, cu numeroase probleme de comportament. Față de perioada de dinaintea pandemiei însă, ceva e schimbat. Numărul tot mai mare de micuți care ajung în fața specialiștilor în urma schimbărilor radicale care și-au pus amprenta asupra vieții lor. S-a resimțit neașteptat de mult. Au venit copii foarte, foarte mulți cu probleme cu care nu ne-am confruntat înainte. Copii care nu mai zâmbesc, copii care nu mai râd, copii care nu mai vor jucării pentru că își fac griji vis-a-vis de prețul pe care l-are jucăria respectivă. Copii care plâng, copii care au coșmaruri, poate, copii care se bâlbâie, copii care prezintă fel de fel de tulburări pe fond emoțional. Pentru că școala online și faptul că școala fizică s-a oprit a adus după sine niște probleme pe partea de dezvoltare emoțională a copilului. Și atunci ne-am confruntat cu o serie de probleme care până trecut nu ne confrunta. Probleme de comportament care au venit la pachet cu celelalte mai sus menționate. Și da, au venit foarte, foarte mulți copii în ultimul timp, neașteptat de mulți copii. Nici nu este greu de înțeles de ce s-a ajuns aici. Multe dintre obiceiurile de dinainte le-au fost interzise odată cu regulile stricte impuse de autorități, iar copiii nu au mai avut bucuria de a trăi ca înainte. În primul rând, a dispărut factorul social din viața lor și al părinților, dar în special al copiilor. Și singurătatea și înstrăinarea lor de prietenii, de colegi și așa mai departe, a atras după sine o serie de probleme. Și din motivul ăsta au apelat la noi pentru că au devenit mult mai irascibili și mult mai nervoși și mult mai necooperanți în ceea ce privește comunicarea cu membrii familiei. Și asta a fost unul din factorii care a făcut ca ei să ajungă la noi într-un număr destul de mare. Terapia pentru copii aduși de părinți la psiholog conține și multe elemente de învățare, ca la școală, mai ales că micuții au suferit șoc după șoc prin întreruperea cursurilor din școli și mutarea orelor în online. Încearcă să te mai numără o dată că te-ai grăbit. Numără toate binuțele, dar nu te grăbi. Ha! 9, 10, 11. Deci cât fac 6 plus 5? 11. Hai să vă cum sunt 11 acolo. Școala online a fost un surogat de școală, dar pentru copii a fost o chestie ciudată, cum o descriu ei, neasemuind cu școala efectivă. Schimbările acestea, școală online, școală fizică, școală online și acum școală fizică, iar i-au făcut să nu se acomodeze cu... N-au putut să țină pasul cu schimbările care au apărut. Ei încă plâng, unii dintre ei chiar plâng, după școala fizică, în care se certau cu colegul, în care se întâlneau cu colegul, în care vorbeau cu colegul, în care nu purtau mască. Repet, școala online nu e percepută de el ca fiind o școală normală. Faptul că a reînceput școala fizică în momentul de față e un lucru bun din punctul nostru de vedere, însă va dura o perioadă destul de lungă ca să se reacomodeze cu noile restricții și cu reîntoarcerea la școală efectivă, cu lucrul la școală, cu temele cu... și așa mai departe. Unde facem pe plus? Aici. Exact acolo, da? Văd un plus, de sus în jos, de sus, așa și stânga-dreapta. Așa? Plus cât? Câte trebuie să mai colorezi? 3 plus? 1. Hai să vedem. Și pe asta. Și pe ăla, bineînțeles. Ai avut 3 blocuri aici și le-am mutat pe toate 3, le-am pus aici. 1, 2, 3. Mai avem vreun bloc de mutat? Nu. Și atunci acolo câte blocuri vom avea? 0! Bravo! Și pentru specialiști, multe dintre formele de comportament sunt neîntâlnite, mai ales în cazul copiilor care, pe fond, nu suferă de o problemă gravă, dar au fost afectați de noul mod restrictiv de socializare. În primul rând, toți copiii vin cu ideea că sunt plictisiți. Pe fondul ăsta de plictiseală ne este foarte, foarte greu să le captăm atenția cu orice activitate, orice joc. Sunt plictisiți pentru că e normal să fii plictisiți, că mare parte din timp și-l petrec pe telefon, tabletă, iar restul pe televizor. Alte alternative nu au în momentul de față. O altă parte dintre ei sunt irascibili, după cum spuneam, sunt supărați pentru că nu înțeleg mare parte din tot ce se întâmplă în jurul lor. Au ajuns să-și însușească niște griji destul de mature pentru vârsta lor din mediul familial pentru că asistă la fel de fel de discuții, la fel de fel de îngrijorări, la fel de fel de
știu eu, probleme cu care se lovesc părinții în perioada aceasta și atunci au început să fie ei foarte îngrijorați și să-și facă grijă pentru ziua de mâine, ceea ce nu este firesc la o vârstă foarte mică. O mașină de pompier. Ai văzut că ai găsit o mașină de pompier? Cred că mașina asta o să fie și rând. Bun, poate să fie ce marcă vrei tu. Fă o propoziție folosind cuvântul mașină. Poftim. Mașișina? Nu mașișina. Mașina șaran stinge focul. Câte cuvinte sunt? 4. Perfect! Nu în ultimul rând și părinții au fost afectați la rândul lor de tot ce s-a schimbat de la apariția noului coronavirus, iar stările de stres și problemele apărute au fost transmise indirect și la copii. Aș minți să spun că nu este grea în această perioadă și comunicarea cu părinții. Deci inclusiv aici avem un problem cu care ne confruntăm, pentru că și părinții la rândul lor sunt foarte irascibili și mai puțin răbdători decât erau în trecut, pentru că și ei sunt copleșiți de atâtea probleme cu care ne-am lovit fiecare dintre noi. Și atunci este foarte important ca el să fie bine, ca respectiv copilului să fie bine. De aici pornesc și grijile copiilor, pentru că părinții s-au expus foarte mult în fața lor din lipsă de spațiu, din lipsă de timp, din lipsă de considerație în momentul de față, pentru că au fost prea multe probleme ca ei să mai gândească la aspectele astea de finețe, ca să zic așa. Și atunci ar trebui cumva protejați de grijile cotidiene pe care ei n-ar trebui să și le însușească. Părintele ar trebui să facă un efort, cu toate că e foarte greu pentru noi toți să fii un pic mai liniștit și să fii un pic mai răbdător cu respectiv copilul, care, cum să zic, dacă nu ne este greu să tolerăm această situație, pentru el este chiar de neînțeles să stea închis între patru pereți pentru că trebuie. Și atunci ar trebui să aibă un pic mai multă considerație pentru grijile astea cotidiene pe care le are copilul, să se joace mai mult cu el, cu toate că poate nu are chef sau poate nu are timp sau poate nu are dispoziția necesară pentru că sunt atâtea probleme de rezolvat, ca să poată cumva să le aducă înapoi pe linia normalității care s-a oprit înainte să înceapă toată pandemia. Și în acest context, psihologii sfătuiesc pe părinții care observă la copiilor schimbări comportamentale inexplicabile să facă o vizită la un specialist. Bravo! Ia să văd și eu fața zâmbitoare. Zâmbește? Unde este? Unde este? Unde este? Aha! Uite, zâmbește foarte frumos aici, da? Deci nu mai ține mâna sucită, că altfel nu vedem fața, da? Nici așa, nici așa. Ea trebuie să stai aici cu fața la tine ca să poată să-ți zâmbească în timp ce tu decupezi, da? Uite așa. Uite așa, nu se vede. Așa, uite așa. Acum o vedem. Bine? Așa, și punem acolo în guriță hârtiuța și începe și decupează. Bravo, în timp ce zâmbește, uite.